Slăvit să fie Domnul! Aș dori să ne ridicăm în picioare, citim câteva versete din 1-a epistola lui Petru, capitolul 2, începem citirea cu versetul 9, pagina în Biblie 1192. 1 Petru 2 cu 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate a Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaseră îndurare, dar acum ați căpătat îndurare, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Așa cum spunea fratele Octavian, suntem pentru a doua seară. Mă bucur de dumneavoastră, vă apreciez pentru faptul că ați venit la adunare, vă înțelegem într-un fel oboseala dumneavoastră, pentru că nu e ușor ca un frate să stea în fața unui strung, a unei mașini, 8 ore, 9 ore și apoi seara să vină la adunare. Nu e ușor nici pentru alte servicii care le aveți dumneavoastră, dar dacă ați ales ca să veniți în seara aceasta aici, eu doresc ca Domnul pe toți să vă binecuvinteze. Vă felicit pentru alegerea aceasta care ați făcut-o și că Dumnezeu v-a ajutat să fiți aici. De altfel, mă uitam la dumneavoastră și mulți oameni se uită la voi și își caută explicații la comportamentul care îl avem noi. Am fost nu de mult în Londra, am vizitat câteva biserici acolo și am văzut niște biserici supra-aglomerate. Imaginați-vă dumneavoastră într-o sală de sport, pentru că n-au locaș public, în care în fiecare dimineață, duminică, se întind sute de scaune și la amiază se strâng înapoi, în care se pune amvon, se pune orchestră, se pune fanfară, la amiază se strâng. Sunt oameni deja profesioniști. În câteva minute întind scaunele și le strâng. Și se adună peste 1000 de oameni, familii tineri, copii mici, femei însărcinate, din care câteva sute stau în picioare, pe lângă pereți, afară pe hol și în parcare între mașini. Și ascultă Evanghelia. Am fost într-o altă biserică în care închiriată de la englezi. Și acolo biserica e arhiplină. Tot așa, pe holuri, pe afară, stau prin parcări ca să asculte Evanghelia. Și vine engleză care ies dimineața de la închinare, câțiva, și îi întreabă, domnule, ce le faceți voi de vin atâția în adunare? Vine liderul de tineret de la adunarea aceea, în care sunt 10-11 tineri, și spune, mă, la voi aveți sute de tineri, cum îi țineți grămadă? Spunea unul din băieții aceia, eu la mei le dau cafele, le dau biscuiți, stăm de vorbă ca să stăm o oră jumate. Și nu rezistă o oră jumate în adunare. Voi ce le faceți? Ei, pentru asta eu am spus, noi ne-au ales Dumnezeu. Ne-au ales Dumnezeu și identitatea noastră, că despre ea vreau să vorbesc în seara asta, e că noi suntem o seminție, un popor, o preoție, sau vorba din vechime, noi suntem un popor deosebit și avem legi deosebite. Dintre toate popoarele lumii acesteia, din cele 7 miliarde de oameni care populează planeta, să uitați Dumnezeu în Deuteronom, capitolul 4, versetul 20, și spunea evreilor prin Moise, dar pe voi Dumnezeu v-a scos din cuptorul de fier al Egiptului și v-a pus deoparte ca să fiți ai Domnului.
Oamenii trăiesc într-o robie permanentă, într-o robie a păcatului, într-o robie a plăcerilor acestora trecătoare, într-o robie a bogățiilor pământești. Pe noi Dumnezeu ne-a scos de acolo și ne-a pus undeva deoparte ca să fim un popor al lui Dumnezeu. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Știi, odată Balac l-a chemat pe Balaam și l-a rugat să vină să blasteme pe poporul care, acest popor migrator, că o ieșit din Egipt, o trecut prin Marea Roșie, o străbătut pustia, Sihor și Og au căzut sub sabia lor. Spunea Balac, fiul lui Țipor, e ca un popor, ca un bou care paște iarbă și nimic nu le poate sta în cale. Te rog, Balaam, fiul lui Beor, vino și blasteme. Și să sui Balaam sus în Numeri, capitolul 23, cu versetul 9, pe vârful muntelui Pisga, se uite așa cu mâna streașnă în jos și spune, Israel este un popor care stă deoparte. El nu face parte dintre neamuri, Dumnezeul lui în mijlocul lor, e veselia lor, e împăratul lor, slăvit să fie Domnul. Voi sunteți chemați ca să stați deoparte. Noi nu facem parte dintre neamuri. Dumnezeul nostru e bucuria noastră. Oamenii caută bucurie, oamenii caută fericire. Dacă Dumnezeu e în mijlocul nostru, El ne-a de ajuns ca bucurie. Și aș vrea ca Domnul să fie bucuria noastră. O, e adevărat, mai târziu, un proroc al Domnului striga, și anume Osea, în capitolul 7, versetul 8 și 9. Efraim se amestecă printre neamuri. După au venit sute de ani și poporul ăla care sta deoparte, care era sfânt pentru Domnul, care nu s-a amestecat printre neamuri, au venit după sute de ani și când se uite Dumnezeu spune că Efraim, adică evreii, de data asta s-a amestecat printre neamuri. Și în versetul următor spunea, niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Știți, odată vine un înalt dregător la acel împărat, ce domnea peste 127 de ținuturi și spune în Esterea, capitolul 3, versetul 8, în toate ținuturile tale trăiește împrăștiat un popor deosebit și cu legi deosebite. Vorbind de identitatea noastră, încercând să explicăm la oameni de ce facem luni seara adunare, de ce venim marți seara la adunare, de ce ne adunăm așa de adesea în casa Domnului? Noi ne spunem, știți de ce? Noi, cei de aici, suntem un popor deosebit și avem legi deosebite. Slăviți să fie Domnul! De fapt, vorba asta se referea la evrei. Evreii și acum sunt un popor deosebit cu legi deosebite. Două săptămâni sau o săptămână și ceva am stat în Londra, într-un cartier de evrei. Cartier în care școlile erau evreiești, magazine evreiești, populația era numai evrei, sinagogi aproape la fiecare colț de stradă, îmbrăcămintea aceea identică la toți a lor și gazda noastră sta în chirie la un evreu și lucra la un evreu. Și am văzut foarte multe lucruri la evrei. Evreii și acum, în fiecare zi, sunt în sinagogă. Dar nu cu în fiecare zi, de 23 ori pe zi, evreii stau la sinagogă. Am văzut sinagogi cu 4 etaje, atâta de mari. Și m-am dus și eu acolo la închinare. Nu vă spun ce e în ziua de sabat. Nu circulă nimic, nu se face nimic. Copii din aia evrei ultra-religionoși, copii de 2 ani cu cârlionți de aia în jos, așa, cu chipa pe cap, femeile îmbrăcate, toate la fel, foarte cuvincios îmbrăcate, stau acolo la sinagogă. Și eu m-am dus cu fratele Octavian, eram, și m-am dus și eu la sinagogă, pentru că ei se cunoșteau. Și am vrut să intrăm înăuntru și nu ne-o lăsa. M-a întrebat, ai sânge de evreu, ceva sânge? Și am spus, eu am toată inima de evreu. Nu, sânge dacă ai prin venele tale, trece sânge de evreu, zic eu l-am pe Jehova, Jehova e Dumnezeul meu. Zic nu, și ne-a pus acolo în spate, uitați-vă la noi, dar n-aveți dreptul să stați în mijlocul nostru. Ei bine, ei sunt un pic evrei, sau mai mult evrei. Ei sunt un fel de negustori, ei și acum negociază cu Dumnezeu. Deci ei stau ceasuri întregi la sinagogă și am întrebat, dar de ce stați așa de mult la sinagogă? Dumnezeu ne pontează?
Dumnezeu scrie că suntem la sinagogă și ne plătește în lucrurile materiale. Și el vine de la sinagogă, face afaceri, beau cafele, stau de vorbă, dar stă în sinagogă și el spune, Dumnezeu ne pontează când intrăm și când ieșim din sinagogă. Eu la început i-am judecat, dar la urmă vorbeam cu frate, bă, dar voi știți că e drept? Unde ați văzut un evreu să tragă la coasă? Nu? Cel mai greu muncă era cântaragiu. Așa spunea, eu cântăresc, soția mea scrie. Tu cosești, nevastă, te adună fânul. Toți muncim. Deci tot evreul îți bogați, domnule. Fiecare are ghișeftul lui, fiecare are angajații lui și eu spuneam la frați, bă, Dumnezeu îi pontează pe când stau în adunare. Când niciunul nu lucrează, toți au bani, bani mai mulți ca noi și ei așa cred și Dumnezeu așa le răsplătește. Dacă am gândit și noi așa, că dacă venim luni seara la adunare, Dumnezeu ne plătește mai bine, chiar ne-ar plăti. Dacă n-am murmurat pentru seara asta, că am venit obosit de la lucru și mai stăm 2-3 ceasuri în adunare, să știi că Dumnezeu chiar ne-ar plăti. Remarca aceasta cu poporul deosebit, cu legi deosebite, era clar pentru poporul evreu. Ei erau poporul ăla deosebit și nu mai spun la surori, de exemplu, toate ținute la fel și încă o dovadă de ascultare. Mireasa în seara nunții îi tunse zero. Soacra, de regulă, soacra, dacă nu una din familie, o tunde zero și femeile de evrei erau tunse zero și când merg la sinagogă, el îi poartă o perucă. Odată o femeie a ieșit ca să încalță copilașul, trimată la școală și când s-a plecat, i-a căzut peruca, o pus repede din cap, tunse zero, ca semn de supunere față de bărbați. Acum noi nu practicăm asta. Noi nu practicăm asta, dar ei erau poporul ăla deosebit. Ei era poporul deosebit cu legi deosebite, dar spune cuvântul Domnului în Romani capitolul 11, versetul 17, că evreii ăștia la un moment dat s-au depărtat de Dumnezeu. Și acolo spunea că Dumnezeu a luat un fierăstrău și din ramurile acestea au tăiat câteva crengi. Din copacul ăsta numit poporul evreu a tăiat câteva ramuri, spunea apostolul Pavel, și în schimb ne-au altoit pe noi. Și acum și românii și alții îs popor deosebit cu legi deosebite. Dumnezeu în istoria evreilor a făcut o paranteză în care ne-au inclus pe noi biserica. Biserica, paranteza asta se încheie, Romani 11:25, fraților, ca să nu vă socotiți singuri înțelept, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire acum, până se va împlini numărul de plin al neamurilor, apoi tot Israelul va fi mântuit. Israelul e gata, gata, gata să-L primească pe Dumnezeu ca Mesia. Am fost la Ierusalim, am fost la Institutul Templului, am stat de vorbă cu studenții de acolo, am văzut menora, sfeșnicul ăla de 40 de kilograme de aur mare, am văzut hainele preotești, am văzut trâmbițele de aur, am văzut ligienele pentru spălare, ei totul au pregătit pentru a recunoaște acum, a zidit templul și a recunoaște pe Mesia. Dar până atunci avem și noi statutul acesta. Noi suntem popor deosebit și avem legi deosebite. Dumnezeu să ne ajute să păstrăm identitatea asta, amin? Spunea Petru aici, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un popor sfânt, un neam pe care Dumnezeu l-a ales ca să fie a Lui. Vorbind de deosebirea aceasta a evreilor, m-am dus cu gândul la primul evreu. Primul evreu i-a fost Avram, spune în Genesa, Avram, evreu. El a fost primul evreu. Și m-am uitat puțin în viața lui Avram ca să văd prin ce Avram a fost deosebit de ceilalți oameni, prin ce noi trebuie să fim deosebiți de ceilalți oameni. Și primul lucru, sau prima deosebire am văzut-o în felul în care Avram s-a raportat la lucrurile pământești. Dumneavoastră sunteți aici în Texas, e un stat bogat. Aveți așa belșug de binecuvântare. Unii de 10 ani, unii de 20, alții de 25, alții de 30 de ani în Texas. Eu încă mai cred că niciunul din voi n-are averea lui Avram. Eu așa cred.
Încă nu ați egalat nimeni pe Avram cu sute, cu turme de cămile și cu robi. Gândiți-vă că odată m-au făcut așa din deget și au venit 318 băieți tineri născuți în casa lui ca să-l scape pe nepotul. Apoi câți robi și roabe avea Dumnezeu, nu mă mai știe din ele. Dar avea o mare avere. Ei bine, Avram acesta, măcar că avea o avere colosală, s-a raportat în mod corect față de lucrurile pământești. Și vine în Evrei și spune că Avram a avut o revelație. Avram la un moment dat a văzut o vedenie și în vedenia aceasta a văzut o cetate. În Evrei capitolul 11, cu versetul 10 în continuare, spune că Avram a văzut cetatea care avea temeliile tare. Avram a văzut o cetate cu niște temelii grozave. Eu când mă uit la o casă, și tu când te uiți la o casă, mă uit la acoperiș, mă uit la arhitectură, mă uit la geamuri, mă uit cum e făcută ea, cui îi dă prin cap să se uite la fundația casei? Ei bine, de aici e o altă predică. Pentru că cea care dă tărie casă nu e acoperișul, nu-s termopanele, nu-s florile puse în fereastră. Trăinicia unei case stă în fundații, stă în temelie. Așa e și trăinicia unei familii. Adică lucrurile care nu se văd. Eu mă uit la adunare, vine o familie cu niște copii așa de frumos îmbrăcați. Unul recită un psalm, unul cântă o cântare. Adunarea se bucură, nu vorbesc între ei, îs ascultători. Spune, măi, uite o familie bună. Asta ce se vede în slujirea publică. Dar ceea ce nu se vede, postul mamei, rugăciunea tatălui, educația din casă, lacrimile vărsate, astea nu se văd la adunare. Astea le face mama când intră în odăiță, în cui ușa și se roagă Domnul. Vedeți dumneavoastră un copac? Am învățat la școală că e alcătuit din trei părți. Îi din rădăcină, din tulpină și din coroană, nu? Ei bine, trăinicia unui pom nu stă în coroana aia frumoasă cu frunze și flori. Trăinicia unui pom stă în rădăcină. Noi suntem tari atâta cât avem lucruri nascuns. Cercetarea Scripturii nascuns, milostenii nascuns, post nascuns, rugăciunii nascuns. Aici e tăria noastră. Coroana asta frumoasă, ceea ce arătăm noi la oameni, de multe ori când bate vântul ne răstoarnă, ne dă jos. Dar tăria unui pocăit e în lucrurile care nu se văd. Dumnezeu să ne ajute să fim pocăiți și acasă, nascuns. Că de acolo ne vine puterea. S-a uitat Avram la cetatea asta și a văzut o cetate care avea temeliile tale. Și în viața lui, Avram nu a mai făcut nicio casă cu temelii. Biblia spune că el a locuit numai în corturi, corturile n-au temelie, arătând prin aceasta că este străin și călător și că este în căutarea unei patri mai bune, a unei patri cerești. Știți de ce suntem noi deosebiți? Că au venit mulți români în America, mulți au trecut Dunărea în not, mulți au venit pe vasă, mulți au închis în containere, mulți au stat prin lagăre și au venit în America să facă bani. Și când au ajuns la bani, au uitat de suflet, au uitat de Dumnezeu, au uitat și de familie și adună bani lângă bani. Vinde o casă mică, cumpără o casă mai mare, vinde o mașină mai rea, cumpără o mașină mai bună și tot adună bani. Vedeți că voi nu sunteți așa? Vedeți că în oamenii din lume există concurență, care are firme mai mari, angajați mai mulți, bani mai mulți, cecuri mai groase. Dar vedeți că la pocăiți nu e așa? Vedeți că pocăiți sunt smeriți, pocăiți sunt umili. Deși avem ce mânca, avem binecuvântare, nu ne înfigem rădăcinile adânc aici. Că mâine mă doare o măsea sau poi mâine am un cancer și dau bilete, roagă-te pentru mine și toate bogățiile nu ne ajută la nimic. Sunt oameni din lumea asta care ar fi dat milioane pentru un ceas să mai trăiască și nu se poate. Când vine solul morții ne ia de aici, ia o mamă dintre copii, ia un miliardar. Am fost în Australia, am fost un general, un amiral. Era la o casă de bătrâni, avea un piept plin de decorație. În camera lui era numai vitrine și trofee. Marele amiral ce-a condus Australia în vreme de război. Tremura tot, îl ținea cineva și îl hrănea cu lingura. Avea Parkinson. Ce-i mai trebuie medalile cel din piept?
Și mai trebuie toate trofeile și diplome spânzurate pe perete, că în el nu se putea hrăni singur, lua o lingură de mâncare. Ei bine, noi știm lucrurile astea. Noi muncim cu pătat, cine nu îngrijește de cei din casa lui, îi mai rău ca un necredincios. Ne îngrijim de familiile noastre, ne îngrijim de copiii noștri, dar nu ne gândim numai la pământul ăsta. Noi ne raportăm corect față de lucrurile materiale. Acestea ne trebuie, le avem. Cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce, spune Apostolul Pavel. Noi vrem să muncim, noi mâncăm, dar gândul nostru și dorința noastră e să vină Dumnezeu să ne ducă acolo unde va fi cu mult mai bine. Amin. Doamne, ajută-ne la asta. Prin ce sunteți voi deosebiți? Am fost odată cu fratele Octav în satul Tudor Vladimirescu. Sau undeva lângă Tudor Vladimirescu. Ne-a chemat un frate care era bolnav, ne-a dus la el în casă, o cameră frumoasă, fratele era bolnav, de multe luni îl durea șârinice și îl durea foarte tare capul, avea 8 copii și îmi spunea, cel mai mic copil avea, cred că 2 săptămâni, o fetiță, și îmi spunea soția, eu când m-am dus la spital ca să nasc, el nu s-a putut ridica din pat. O venit cineva și m-a dus, în pat l-am lăsat, m-am dus, am născut, știe Dumnezeu cât de greu mi-a fost, am venit înapoi, la băieți nou, ce le face, la cine am 7 copii, mâncare, uite aici l-am găsit, hai rugați-vă pentru el. Mi-a plăcut camera foarte curată, au trebuit să fac o mărturisire și când m-am dus în altă cameră, a doua cameră nu era nici tencuită, numai știi beceauri zidite, nu era nici tavan pus. Am înțeles că el a terminat numai o cameră. Și am stat de vorbă cu frate, bărbatul meu a fost instalator. O împrumutat niște bani și ne-a mutat în camera asta, în ideea că va lucra și va da înapoi. S-a îmbolnăvit și avem așa o datorie și avem 8 copii. Eu asta a fost sâmbătă și duminică m-am dus în adunarea din Voitinel. Și la Voitinel, la o căsătorie, le-am predicat. Uite, mă, ce în acasă am găsit acolo. Ajung acasă, mă sună fratele Ionică Rusu. Băi, frate Draguș, cum îl cheamă pe ceala? Nu știu, băi, întreabă-l pe Octav. Dar unde stă? Tot nu știu. Întreabă-l pe fratele Octav și el vă da de ce? Băi, când l-ai predicat, erau niște băieți veniți din Londra, din Dublin, din Irlanda. Niște băieți tineri a fraților și o strâns banii, 1000 și ceva, aproape 2000 de euro, și vor să-i ducă banii acolo. Și am urmărit, vorbește cu fratele Octav, să-ți dea adresa, niște băieți, niște copii din ăștia. Sunt copii din ăștia care sunt foarte pocăiți și sunt copii obrazni. Nici nu ascultă predica, râd, glumesc, butonează. Ei, băieții cei din Anglia, o strâns bani, eu n-am mai fost la frate acela, dar s-a dus acolo și băi, frate, așa era. Dar vreau să vă spun un lucru. Ce? Dumnezeu l-a vindecat, fratele e ridicat în picioare, lucrează, datoria e plătită și să vezi ce bucurie în casa aceea. Oamenii lumii mai fac bine face. Și la noi politicienii fac, mai dau câte o găleată de plastic, mai dau câte un pix, dar trebuie să apară seara la știri, că ăla o dat la o mănăstire, că ăla o dat la o casă de copii. Dar voi când dați, ce face dreapta, nu știe stânga, nu sunteți voi un popor deosebit? N-aveți voi legi deosebite? Iată de ce adunarea Domnului, biserica, are entitatea aceasta. Ei sunt un popor deosebit, în Efeseni 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre care trăiați odinioară. După mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fie neascultări. Deci mersul lumii acesteia, lumea are mersul ei, frații mei. Biserica are mersul ei. Lumea are drumul ei. Adunarea Domnului are drumul ei. Lumea are destinația ei, ca o turmă în locuința morților. Biserica Domnului are destinația ei. Voi sunteți un popor deosebit și aveți legi deosebite. Dumnezeu să ne ajute să le păstrăm. Amin? Uitându-mă la Avraam, dincolo de faptul că s-a raportat corect la lucrurile materiale, așa cum trebuie să facem și noi, am găsit în el o altă deosebire. În vremea lui erau neamurile, se închinau la tot felul de zei, la tot felul de dumnezei, tot felul de statui, tot felul de iduri, o grămadă. Ei, Avraam se închina lui Jehova, singurul Dumnezeu. Avraam era deosebit în modul de închinare, ca și noi.
cei din seara asta de la adunare. Știți, Dumnezei sunt mulți. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 16:4. Idolii se mulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini. Dar noi nu avem Dumnezei străini în casă. Nu e așa că nu avem Dumnezei străini? Noi nu avem, că noi avem un singur Dumnezeu, pe Jehova, slăvit să fie numele Lui. Oamenii au tot felul de Dumnezei. Acolo spunea că Dumnezeul lor e pântecele și slava lor e rușinea lor. În Filipeni spunea Pavel, oamenii își fac din pântece Dumnezeu. N-ați văzut asta? Mese îmbelșugate, mese de dragoste sau mese, cum le numesc ei, mănâncă până nu mai pot, asta e Dumnezeul lor. Ei beau și mănâncă. Dar la pocăiți nu e așa. Odată predica un frate la cina Domnul și spunea, pentru trupul ăsta, oameni buni, avem atâta hrană, atâtea mese, atâtea pregătiri. Eu mulțumesc gazdelor mele public. Am mâncat și am dormit foarte bine. Sunteți ca și gazdă deosebit. Mă uitam cu câtă migală când te duci duminica la o masă. 7 feluri de mâncare aliate. Au venit frații din România. Eu le mulțumesc cu ocazia asta. Și mă bucur de primirea care ne-a făcut-o. Dar spunea fratele ăsta, mergem mai oameni buni la o nuntă, stăm 7 ore la masă, mâncăm 7 feluri de mâncare pentru trup. Și trupul e destinat să meargă în pământ și să-l mănânce verme. Și spunea fratele ăsta, și odată pe lună, un om simplu trece cu o tavă în mână și spune, luați, mâncați. Acesta e trupul meu, ar trebui să iei o firimitură, numai. Nu-i vorba de mese bogate, ar trebui să iei odată o firimitură pentru sufletul tău. Și pui capul în jos și noi e nici luna asta, și noi e nici luna viitoare, și omul din lăuntru e slab. Dacă omul din lăuntru ar putea, ar întinde el mâna să ia, dar trupul ăsta nu vrea. Are mânie, are motivele lui, are supărările lui. Mâini iară vom mânca bine, mâini iară vom bea bine, iară vom avea 7 feluri de mâncare, dar odată pe lună nu puteți să luați din trupul Domnului și asta este rău. Ei bine, Avraam avea o formă de închinare, o credință în Dumnezeu deosebită. El n-avea niciun Dumnezeu străin, așa după cum nici cei din biserică nu au. Mi-aduc aminte odată, Iacov pleca să se închine și-o adunat familia și le-a spus, veniți la mine toți, toți, bărbați, femei, toți ce faceți parte din familia mea, eu mă duc la Betel ca să mă închin în locul unde mi s-a descoperit Dumnezeu. Voi aveți ceva de făcut. Scoateți Dumnezeii străini din mijlocul vostru. Și ei o știut, Domnule, o știut. Și fiecare a scos mărgelele, inelele, cerceii, brățările și i-a pus acolo într-o pătură. Avraam ăsta, Iacov a făcut o groapă mare și i-a îngropat la rădăcina unui stejar. O spus, ăștia-s Dumnezeii străini, eu la închinare nu pot să mă duc cu ăștia după mine. Și spunea cineva, să-i vezi pe săracii penticostali cum mai caută pe sub stejar, mai scoate câte o brățară, mai scoate câte un ineluș de logonă, mai scoate câte ceva, dar pocăiță n-au Dumnezei străini. Avraam avea un singur Dumnezeu, el de aia erau, din el o descins un popor deosebit care avea legi deosebite și așa e și adunarea Domnului. Dumnezeu să ne ajute, amin? Și dacă tot vorbim de deosebirile acestea, eu mă duc aminte că scrie în Biblie să nu-ți faci chip cioplit. Nici vreo asemănare a vreunui lucru, din cer, de pe pământ sau de sub pământ. Și așa am fost crescut. Eu vin dintr-o biserică foarte conservatoare. Foarte conservatoare. Și așa am fost crescut la noi, dar ca să ai un bibelou în casă era un păcat. Că spune Biblia, pentru ce dai câștigul tău pe un lucru care nu satură? Și după ce m-am căsătorit, nu știu de unde, o primi nevastă mea o păsărică de porțelan. Așa frumoasă și-o pus acolo pe undeva la un dulap, aveam și eu. Și eu m-am uitat, m-am spus, bă, ce păsărică frumoasă. Și noi o ținem aici închise. Hai să deschidem geamul și am deschis, zic, lasă să zboare. Și am dus-o, o jos în mijlocul grădirii și a doua păsărică nu mai vine la mine în casă. Dar de ce să dăm noi banii pe atâtea bibelouri, le ștergem de 2 ori pe săptămână că praful se pune pe ele? Lăsăm Scriptura prăfuită. Vin în casă de pocăit, na frate, citește un cuvânt și eu întâi dau cu deci după copertă și rămâne o dungă așa, asta carte nu a fost deschisă. Dar noi lustruim și puțuim și aranjăm alt Dumnezei străini. Să ne ajute Domnul să ne pocăim. Noi suntem popor deosebit și avem legi deosebite.
Și dacă tot vorbim de familia lui Avram, și dacă tot Scriptura deschisă, ascultați ce spune aici. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainilor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pre Avram și îl numea domnul ei, fiicele ei, v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Vorbim de casa lui Avram, vorbim de familia lui Avram. El s-a raportat corect la lucrurile materiale. El avea o credință corectă, o formă de închinare. Și el avea și o ținută vestimentară, el și Sara și casa lui. Podoaba voastră să nu fie acelor din afară. Nu vedeți toate doamnele din Texas și toți, toate modelele și manechinele și toate îi se arate bine. Aranjate, cum și haine de modă și altele. Dar la voi nu e așa. Că podoaba noastră nu e aceea de afară. Nu stă în purtarea de scule de aur, de argint, în împletitura părului, în haine scumpe. Podoaba voastră știți care? Omul ascuns al inimii. În curăția neperitoare a unui duc blând și liniștit, aș dori ca toate surorile din adunare să aibă un duc blând și liniștit. Aș dori ca toți frații din adunare să aibă un duc blând și liniștit. Ăsta e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Noi ne deosebim de ceilalți. Noi suntem un popor deosebit. Noi avem legi deosebite. Și familia lui Avram se deosebea prin ținuta lor. Că dacă vreți până la urmă să vorbim de haine. Uite, vă vorbesc scurt, numai de rolul hainelor. Eu mi-am pus problema, care e rolul hainelor? De ce ne îmbrăcăm noi? Și am găsit că rolul cel mai important și principalul rol al hainelor este să ne acoperim goliciunea. În Genesa scrie că Adam și Eva erau goi și nu le era rușine. Și Biblia nu-i acuză, spune, băi, nerușinaților. Biblia constată că nu le era rușine și probabil era normal asta. În Genesa goliciunea nu-i rușine și mergem în Apocalipsa acum, capitolul 3, versetul 18. Te sfătuiesc să vii la mine ca să cumperi aur curăță prin foc și alifie să-ți ungi ochii și hainele ca să te îmbraci, să nu ți se vadă rușinea goliciune. Dar de când goliciunea e rușine? În Genesa nu-i rușine, trece prin toată Scriptura și în Apocalipsa e rușine. Știți de când goliciunea e rușine? De când au păcătuit. În momentul când ei au păcătuit, au văzut că sunt goi. Au făcut repede niște șorți din frunze și Dumnezeu a venit și a spus, ați vrut voi să vă îmbrăcați, dar eu vreau să fiți mai îmbrăcate. Și le-au făcut niște haine din piele. Niciodată să nu ne temem că vom fi prea îmbrăcați și prea acoperite goliciunea. Să nu ne temem de asta, că la Dumnezeu așa îi place. Deci rolul hainei, în primul rând, să-mi acopere goliciunea. Și eu transpir. Și mie mi-e cald. Dar nu pot să umblu gol pe stradă, nu? Eu prima dată când m-a ordinat ca prezbit, eram mai tânăr, tunam niște ciment și îmi mai trebuiau doi sai de ciment. Și eram mai eu și am vrut să mă duc. Mama, vin în pace, vin în pace. Unde te duci? Mă scumpă niște ciment. Ești în bracă, mă, tu ești în... Băi, tu ești popul la pocăiți, mă. Ce îi spune tu dacă ai vedea un pop cu aceea în cap și în pantalon scurt pe stradă? Sau ce îi spune, spunea mama, dacă l-ai fi văzut pe fratele Ion? Fratele Ion a fost 35 de ani prezbite, om al Dumnezeu, proroc, o lăsat 10 copii acasă, a plecat în pușcărie, cu o dat niște botezuri, fără să anunță securitatea. Ce ai fi spus tu dacă îl vedeai pe fratele Ion în pantalon scurt pe drum? Și mă spun, dar nu-i sta frumos. Măniții nu stă frumos. Noi suntem o preoție a lui Dumnezeu. Noi suntem un popor ales, pus deoparte și trebuie să ne îmbrăcăm, să ne acoperim goliciunea. Al doilea rol al hainei este să ne protejeze trupul. Când e cald, ne îmbrăcăm cu haine mai albe, să nu ne bată soarele mai largi. Când e frig la noi, ne îmbrăcăm cu haine groase, cu căciulă, cu cizme. Că asta e rolul hainei, nu? E al doilea rol, e important. Al treilea rol are rol de distinție haina. Eu odată mergeam la grădiniță cu nevasta și spune, uite pe Eusebiu.
Dar era departe, eu spun, dar tu-l cunoști pe Eusebiu. Ăla cu geaca roșu, uite, dimineața i-am dat geaca cea roșu și e după geacă îl cunoștea. Că haine sunt haine bărbătești și sunt haine femeiești. Și când vine de la un kilometru cineva spre mine, uite, vine o femeie. Dar de unde știu că e femeie? Păi îmbrăcată ca o femeie. Și când vine un bărbat, uite, el îmbrăcat cu, ca bărbatul. Că haina are și rol de distincție. Și în Scriptură, Biblia spune, femeia să nu îmbrace haine bărbătești și bărbatul să nu îmbrace haine femeiești. Și eu spun amin, că așa scrie. Dacă mai vrea careva să spună, e treaba voastră. Dar eu predic după Scriptură. Și în al patrulea rând, are rolul ăla care ne place nouă, rolul de podoabă. Că părțile mai puțin frumoase, spunea Pavel în Corinteni 12, le îmbrăcăm cu mai multă slavă, ca să nu fie nicio deosebire între ele. Știți? Eu am spus că omul frumos nici nu are nevoie de multe retușări. Că e frumos el. Eu când am făcut casa eram tare pocăit. Și am vrut să fac casa așa ca pe o stână. Nevastă mi-au vrut să fac un cerdac. Măi, 3 zile ne-am ciontănit noi, nevastă mi-a început să plângă, când a venit maestru pocăit. Spune, dragă, își vine încoace, cum facem acoperișul? Stai cu mânul în șold, eu îi spun la nevastă, eu o iubeam tare, și acum o iubesc. Hai tu, uite tu și spune cum. Nu, hai să mergem amândoi. Și nevastă mi-a spune, frate George, dragul își vrea să o facă așa într-o plasă, ca o stână. Eu am vrut să-i face aici în față așa un cerdac, dar el spune că e pocăit și că asta e mândrie. Și el îmi spune, măi frate Dragoș, ascultă-mă pe mine, când faci un gard la drum, fă-l drept, mă, pune sfoara, fă-l drept, când fă o casă, fă-o frumoasă, că și cortul întâlnirii a țesut cu aur, cu fir împodobit. Spune, dacă ești așa de pocăit, îmi spune el mie, de ce nu te duci la croitor să scoți o haină și să spui, băi, dar fă-mi o gușă așa în spate, să nu stiei bine, că eu sunt merit. Băi, când faci o haină, o să iau un material bun, fă-o să stiei bine, să fie elegantă, că așa e frumos. Deci, care e rolul hainelor? În primul rând, ne acoperă goliciunea, în al doilea rând, ne protejează trupul, în al treilea rând, are rol de distincție, îi de bărbat sau de femeie, și în al patrulea rând, e o podoabă, să-mi stea bine. Acum, o femeie pocăită, când merge să-și cumpere o haină, merge cu una nipocăită. Și el vede acolo o hainuță frumoasă, spune, da, dar eu trebuie să merg la adunare. Asta n-are mânici, asta n-are guler, asta n-are, asta e transparentă. Păi nu mi-acopere goliciunea. Dacă nu-și împlinește rolul, primul rol, păi eu nu eu, că în primul rând ea trebuie să mi-acopere goliciunea. Că sunt și haine din astea, cum eram poveștile lui Petre Ispirescu, știi? Mai vezi, vede, că i-a poruncit împăratul la roabe să vină nici îmbrăcată, nici dezbrăcată. Și ei au pus o plasă de prins pești și s-o duc la împărat. Ei, cam așa sunt unii surori, am prin adunare. Nici îmbrăcată, nici dezbrăcată. Dar asta nu-i pocăință. Noi suntem un popor deosebit și avem legi deosebite, amin? Așa că nu mai sunt simpatic unul din voi? Dar eu nu caut simpatia voastră. Eu vreau să dorm liniștit și Dumnezeu să-mi spui că ai vorbit ce trebuie să vorbești. Și lucrurile astea vă trebuie vorbite. Dumnezeu când s-a prezentat la evrei, s-a prezentat așa, eu sunt Domnul Dumnezeu tău, sunt un Dumnezeu gelos. Voi știți că Dumnezeu e gelos pe noi? O femeie care are bărbatul gelos, ea știe. Se duc două să-și cumpere haina, una și e un minijup și a doua spune, eu nu pot să iau, al meu e gelos, tu, al meu nu mă lasă să umblu așa. O femeie care are bărbatul gelos, nu stă de vorbă cu un bărbat două ceasuri, stă în fața lui și râde așa. Că dacă o vede bărbatul, atât ai trebuie, că bărbatul sunt gelos. Ei bine, Dumnezeu ni s-a prezentat nouă și v-a spus acelor din Houston, eu sunt un Dumnezeu gelos, nu-mi place să vă îmbrăcați cum vreți, nu-mi place să cochetați cu Dumnezei străini, nu-mi place să nu vă rugați, dar să stați la telenovele și o armată de pocăiți să stea în fotolii cu telecomanda în mână, nu-i plăcerea lui Dumnezeu asta? Nu stai în rugăciune, nu citești în Scriptură, nu vii la adunare, nu vii la repetiție, dar pierzi vremea cu ibovnii străini. Dumnezeu să ne ierte, frate. Dragii mei, noi suntem un popor deosebit. Avraam s-a raportat corect la lucrurile pământești, la forma de închinare și la exteriorul său. Să ne ajute Domnul și pe noi. Amin? În al doilea rând, un popor deosebit cu legi deosebite. Care e legea aceasta? Și citim aici în Ioan una din legile care au fost anunțată mai înainte, enunțată.
2:15, 1. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, că este tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșia vieții nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Noi n-avem cele două table, noi n-avem Sinaiul, noi n-avem darea legii, n-avem furtuna, n-avem negura, n-avem sunetul de trâmbiț, n-avem groaza aceea. Noi avem versetul ăsta. Versetul ăsta a fost teologia părinților noștri. Versetul ăsta a fost teologia bunicilor noștri. Ei când au venit din lume, sătui de lume, au spus, oameni buni, cum e pocăința? Și li s-a citit versetul ăsta, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Și dacă în lume se făceau niște căsătorii pompoase, cu tot felul de obicei, cu tot felul de dateri, de la furatul mirese până la altele, când au venit pocăiți, au spus, măi, la pocăiți, nu-s bune astea, noi nu iubim lumea, noi nu iubim lucrurile din lume, asta e în lume. Și acum vezi în adunarea Domnului câte o mireasă cu o roche de 3-4 metri în urmă ei. Eu odată am fost chemat la o nuntă, dar n-am știut ce roche are. Într-o țară străină și când mă duc dimineața, o roche și eu îi spun la mireasă, tu și așa mai aveai tu niște cozi. Îți trebuie cozi și în ziua anunță, o zic, frate Dragoș, dacă o tai, strâc rochea. De farficul la mine, că mă cheamă croitor. Uite, o tai frumos. Ce mi-o da să-i aranjez eu rochea? Dar lucrurile din lume, iertați-mă, eu predic în America, n-am două Biblii. N-am o Biblie pentru satul meu și una pentru Texas, nu, că mă tem de Dumnezeu. Lucrurile din lume, tot felul de obicei, tot felul de lucruri care nu-s din poporul lui Dumnezeu, le aducem în adunare. Când avem nunța, când avem binecuvântare, când am eu ceva la copilul meu, toate mofturile trebuie să fie împlinite. Dar asta nu-i pocăință. Dumnezeu să ne ierte în seara asta. Glasul meu e mai aspru ca aseară, pentru că trebuie să vă spun lucrurile astea. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, onomasticile lumii, sărbătorile lumii, datele lumii, felul în care sărbătoresc oamenii, chiar nașterea Domnului și celelalte lucruri, astea sunt din lume. La noi, frate, când au venit, au început pocăința cu 3 bătrâni, din care 2 nu știau carte. Toți 3 au fost la Cernăuți. Și acum suntem sute de pocăiți în satul nostru. Când a murit primul presbiter de la noi din sat, un om care o sta prin Cernăuți, preotul din biserică s-a dus la un ortodox vecin și i-a spus, bădiță Ioane, lasă-mă să văd cum îl îngroapă pe omul ăsta sfânt. Și gazda a spus, dar a fost om sfânt? Și a doua duminică a venit la adunare și el, pentru că o astfel de impact a avut, o credință care nu a dat-o pe nimic, o lăsat acasă familie, o lăsat copii și o plecat în pușcărie. Unii au murit în pușcărie pentru credința asta. Și teologia lor, eu am acum bibliotecă, teologie sistematică, teologie pastorală, teologie didactică, teologie nu știu din care, dar... Cuvântul după care se luau frață era acesta, nu iubiți lumea, nici lucruri din lume. Dumnezeu să ne ajute să ținem cont de ele. După Revoluție se făcea întâlniri cu comitetele din Bucovina. Veneau și bucovinienii de dincolo de Sârmă, din Ucraina și de dincoace. Eram în biserica din Volovăț și acolo erau sute de frați, toate comitetele de biserică. Și fratele Șerban avea o ordine de zi și a spus, dragi frați, vom avea un timp de închinare după care vom dezbate nu știu subiect. Dar la timpul de închinare a ieșit o prorocie prin fratele Iliuță Cornea de la Vico, un om despre care Ceaușescu știa că e proroc. Securitatea știa că e proroc, care nu greșise, vorbea Dumnezeu prin el. Și la un moment dat, omul ăsta, bătrân, neputincios, o strigat în adunare, așa vorbește Duhul Sfânt. Închidem porțile din vest, poporule, că mi-intră stricăciunea. Voi ziceți, aceasta nu-i păcat, aceea nu-i păcat. Și atunci vă întreabă Duhul Sfânt, ce mai numiți voi păcat? Și parcă văd pe fratele Șerban, o luat catalogul, a spus, azi anulăm ordinea de zi și după 80 de ani de penticostalism definim din nou ce-i păcat și ce nu-i păcat. Că multe lucruri pe care părinții noștri nu le-ar fi acceptat, acum noi le aplaudăm și ni se pare stingheri fără ele. Eu vă întreb pe dumneavoastră, ce mai
este păcat și ce nu-i păcat. Că stai de vorbă într-o familie, dar nu-i păcat, frate. Ajunge să ne lăsăm nevestele, ajunge să umblăm cu amante, ajungem la a doua nevastă, ajungem la a treia nevastă și nu-i păcat, că Domnul-i bun și iartă. Eram în Suedia la o căsătorie și la masă, stam așa vreo 20 de vorbă. Eram cu fratele Octavian și îmi vine un bărbat grizonat, așa bine aranjat, și spune, fraților, ce mai este prin România, pe la voi? Și Octavian îmi spune, ce să fie? Este câte unul lasă nevasta și o ia pe a doua. Și o lasă pe a doua și o ia pe a treia și vrea să predice în adunare. Când a spus vorba asta, parcă eram securiști, toți s-au împrăștiat. Într-o jumătate de minut, toți au plecat de acolo. Și eu m-am văzut singur. Și unul vine să spune, el e la a treia femeie și vrea să predice. Ăsta care te-a întrebat. Dar de unde știe Octavian lucrul ăsta? Ei bine, asta nu-i păcat, aceea nu-i păcat, aceea nu-i păcat, aceea nu-i păcat. Și ajungem să nu mai știm ce e păcatul. Eu aș dori ca Duhul Sfânt să ne lumineze în seara asta. Poate o să mă țineți minte prin predica asta, dar vă iubesc, dragii mei. Vă iubesc și doresc să ne întâlnim în împărăția lui Dumnezeu. Nu vreau să ne întâlnim la porțile iadului. Eu cu dolarii voștri în buzunar și voi amăgiți de mine. Mai bine spun adevărul respicat, așa cum l-am primit eu de la Domnul. Noi suntem popor deosebit și avem legi deosebite. Amin? Bine, dar îmi veți spune voi, frate dragul, stai un pic, ca alții mi-au spus. Păi bătrânii noștri au umblat cu țari și au mers în evangelizare cu bicicleta și tu ai venit cu avionul. Tu nu te-ai schimbat? Și a spus, da, m-am schimbat. Uite, scrie 1 Petru în 1 Corinteni, citesc de acolo versetul 6. Capitolul 6, versetul 12, spune așa. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Deci din toate lucrurile îngăduite, eu aplic principiul utilității. Ce-mi trebuie și ce nu-mi trebuie. Mie mi-e îngăduit, dar dacă nu-mi trebuie, nu-l iau. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Principiul dependență. Deci principiul utilității, principiul dependență. Frate dragul, și-i păcat de băut cafea? Măi, dacă trezești dimineața și în loc spui Tatăl nostru, fugi drept, îți pui cafea, e păcat. Dacă depinzi de cafeaua aia și nu poți să zi fără ea, uite că e un păcat. Că din toate lucrurile astea, nu trebuie să pună nimic stăpânire pe mine. Amin? Acum eu întreb, toate sunt de folos. Păi avionul e de folos să vin în America, să predic Evanghelia. Dar mă întreb, dar cerceii la ce mi-s de folos? Sau întreb multe, multe alte lucruri. Unele sunt de folos și unele nu sunt de folos. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Principiul consolidării. Lucrul ăsta care l-aduc în adunare aici și vreau să-l aduc, zidește adunarea? Zidește pe frați sau îi dărâmă? Să aplicăm principiile astea și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Dragii mei, vreau să închei și vă spun că noi suntem un popor deosebit, avem legi deosebite, dar recomandarea mea și dorința mea este să le păstrăm. Amen. Rețineți un lucru, ne pierdem identitatea. Predic în Atlanta și îmi spune cineva, frate dragul, vezi toți băieții ăștia, așa nu știu românește, îi stau din bun simț la predica ta, dar ei nu știu ce spui tu. Mă duc și predic odată în Melbourne, în Australia, și la o întâlnire cu tine. Și îi butonează. Și eu mă opresc. Măi, dar voi vă uitați pe telefon când predic eu? Frate Dragoș, noi avem aici dicționarul și când matale predici, noi vrem să vedem cine spui. Zic, oh. Eu mă întreb peste 30 de ani în adunările acestea de români de aici, vor mai putea predica frață în limba română sau va trebui translată? Ei, dar eu nu vorbesc de păstrarea limbii, e treaba dumneavoastră. Eu vorbesc de păstrarea credinței, a portului și a pocăinței și Dumnezeu să ne ajute. Știți, cuvântul Domnului spunea că ce ai primit să păstrezi. Odată la noi vine o fată din Bosanci, o stat în Timișoara, s-a măritat în Timișoara, a plecat cu bărbatul în America, am auzit acum unde în America, și după 20-30 de ani, în America s-a pocăit, la penticostali, în biserică română. După vreo 30 de ani vine acasă
Și merge la vecinul ei care-i slujitor și prieten cu mine și spune, mă, știți că m-am pocăit și eu sunt pentecostală, duminică vreau să merg la voi la adunare. Zic, na, gata, duminică dimineața e vine să meargă la adunare. La noi o adunare foarte conservatoare, spun. Da, ea vine cu niște cercei mari, cu niște mărgele, fără nimic pe cap. Și fratele Costică, slujitorul, îi spune, dar tu te știi îmbracă, ai spus că vine la adunare. Cum? Dar eu așa vin. Dar tu așa ești pocăită? Frate, știți ce scrie în Biblie? Să păstrezi cum ai primit. Eu așa am primit și eu așa păstrez. Eu n-am primit pocăința la Bosanci cu baticul legat sub barbă, eu am primit în America, eu așa am primit, am experiența mea cu Dumnezeu și eu păstrez. Și uite ce scrie în Apocalipsa, capitolul 3. Vine fratele ăsta la mine, băi, dragoș, cum ai cu primitul ăsta, mă? Uite, una o primit așa cu trei baticuri sub barbă și una o primit cu cercei și mărgeni și spune că e bun așa, e primește așa. Și citește din Scriptură, capitolul 3, vechează, versetul 2, și întărește, care-i pe moarte, când am găsit faptele, versetul 3, adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește. Și ea vine cu versetul ăsta, că nu știe Scriptura, dar versetul ăsta îl știe. Spune că adu-ți aminte cum ai primit și ține. Frate Costică, eu așa am primit și eu așa țin. Măi, și eu mă gândesc, ce-i de făcut acum? Și mă rog Domnul și spun, Doamne, dar cum îi explic eu la fata asta că pocăința nu-i cu cerceri și cu mărgene? Și Domnul spune prin Duhul Sfânt, eu plângem acolo gemui sub masă. Și Domnul spune prin Duhul Sfânt, cuvântul ăsta îi scris unei biserici. Nu îi scris la o persoană, la o domnișoară, la o fată, la o doamnă din America. Îi scris unei biserici și bisericii îi spune, adă-ți aminte cum ai primit. Și m-a luminat. Eu știu cum o primi biserica. Noi trebuie să ținem credința cum o primit biserica, că Dumnezeu are excepții. Dar e treaba lui Dumnezeu. Intră Saul, fiul lui Chiș, într-o grămadă de proroci și începe să prorocească. O, turna har! Și se întreba, văd, dar Saul e proroc? Bine, un frate vine la mine și îmi spune, frate, eu când am primit Duhul Sfânt, aveam pletele pe umăr și țigările în buzunar. Domnul, în seara aceea, prima dată am intrat, m-a dus cineva, am spus eu fără minte sau poate călăuzim, o intrat în stăruință și cu pleti pe umăr, în vremea lui Ceaușescu și cu pantaloni evazat și cu țigările în buzunar, Domnul botează cu Duhul Sfânt. Că eu îi spun, dă frate, el e proroc, are 14 copii, dă un exemplu, cum ai primit dumitale. Și el îmi spune, eu nu pot să spun cum am primit eu, că eu așa am primit, cum să predic așa? Ei bine, Domnul i-a dat dar de prorocie, spune că a doua zi, o seară rugăciune, nu a avut timp să tundă. A doua seară iar a venit cu pleti și a început să prorocească. Și oamenii, ce cu ăsta, Domnule, cu pleti pe omul prorocește? Dar a treia zi s-a tuns și-i tuns și în ziua de azi, căsătorit, are 14 copii și Dumnezeu vorbește prin el. Frații mei, Dumnezeu are și excepțiile lui. Poți să vină o fată din lume, o fată nepocăită, cumva, într-o vreme de har, Dumnezeu îi dă Duhul Sfânt. Dar nu asta e regula lui Dumnezeu. Regula lui Dumnezeu spune că nimeni nu pune vin nou într-un burdu vechi. Nimeni nu ia un petic la o haină nouă ca să o peticească pe acea veche. Că Dumnezeu te-a primit pe tine cu cercei și mărgele și ți s-a arătat, ți s-a descoperit. Asta e bun, dar nu e asta regula. Și când predicam eu de aici, a venit un băiat care a terminat, e ofițer în armată, un băiat de la baptiști, a venit la noi, m-a năcăjit mult, a venit la mine acasă, cum e cu Duhul Sfânt, i-am explicat și spune, vin la stăruință. Și vine la stăruință, dar vine cu o mânicuță scurtă, cu o cravată mare, roșie, să pune stăruiască. Păi să uite, noi nu i-am spus nimic. El atunci era anul 3 la academie, zic, lasă-l așa. El tot se uită, roată, se uită, se ridică și pleacă. Se pleacă și vine fără cravată și cu o mânicuță mai lungă, începe a plânge și Domnul botează cu Duhul Sfânt. Îți spune, frate Dragoș, știi ce scrie acolo în Apocalipsa 3:4? Vechea așa, ține, adu-ți aminte cum ai primit, ține și pocăiește-te. Eu am de zile, acum de vreo 2 ani am vândut cai, că am umblat cu 2 cai. Și când umblam eu pe dealurile mele cu carul greu, în spate avem un clichet făcut, dar când urcau cai la deal, ca să nu dea carul înapoi, avem o piedică. Asta înseamnă ține.
Dar nu opresc carul la jumătate drumul. După ce se odihneau cai, iar mai mergem. Și îmi spunea ofițerul ăsta, așa e și cu pocăința. Eu când am primit pocăința la baptiști, am primit-o cu cravată mare, cu părul făcut cu gel și cu mânică scurtă. Eu țin așa, dar de aici încolo trebuie să mă pocăiesc mai bine. Și Domnul o boteza cu Duhul Sfânt. Dragii mei, noi suntem un popor deosebit, cu legi deosebite. Rămâneți așa. Păstrați ce aveți. Mare viteja lui David. În lista de viteje e pus acolo unul Shama, fiul lui Aghe. Când au venit filistenii și au cucerit Israelul și le-au călcat grânele în picioarele și le-au luat mâncarea și le-au distrus arele, Shama ăsta tot a fugit. La un moment dat spune Biblia că au ajuns în ogorul lui. Filistenii îl urmăreau, ei fugeau de filisteni și când au ajuns în ogorul lui, el avea o bucată semănată cu linte. Și spune că Shama a pus mâna pe sabie, s-a oprit și o spune la filisteni, în ogorul meu nu treceți. Ogorul meu nu vi-l dau. Și Domnul a dat o mare biruință în ziua aceea. I-a bătut pe filisteni și i-a fugărit și și-a apărat ogorul. Trăiți vremea biserică din Texan. Trăiți vremea când trebuie să păstrați ce aveți de la Dumnezeu. Puneți mâna pe sabie și apărați-vă credința. Apărați-vă familiile și Dumnezeu ne va apăra pe noi. Suntem popor deosebit, aici trebuie să fim, cu legi deosebite. Și spune Maleahie, și asta e ultimul verset care vi spun, și atunci se va vedea din nou deosebirea. Acum voi parcă nu vreți o deosebire, să semănăm cu lumea, dar cei care sunt deosebiți aici, atunci când va veni Domnul, vom fi din nou deosebiți. Atunci se va vedea din nou deosebirea între cel ce a slujit și cel ce nu a slujit. Pe Dumnezeu. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Nu știu dacă ne mai vedem, dacă mai venim. În Eclesiastul 5 spune, nu te pripi. Nu spun nici așa, nici așa. Dar doresc ca dacă nu ne mai întâlnim aici, să ne rugăm unii pentru alții, eu promit că mă rog pentru voi. Promit că mă rog pentru biserica aceasta. Rugați-vă pentru noi și aduceți-vă aminte de statutul care îl aveți. Popor deosebit, cu legi deosebit și rămâneți așa. Amin.